Salut, ăsta e noul meu generator de la Stager, modelul DG5500S plus ATS, adică automatizare. Deoarece la noi în zonă iarna sunt deseori pline de curent, am decis să îmi achiziționez și eu unul. Preț total cu tot cu transport 1417. Și o să desfacem împreună pachetul să vedem generatorul. Aici avem automatizarea și siguranța lui, prizele monofazice de 32 din câte știu eu, da, 32 A. Panoul de comandă, cred că are 5 minute de funcționare. Prize de 16 A, curent DC pentru încărcat baterii sau mai știu eu ce, și pornirea oprirea circuitului. Bușonul, miroase motorină. A fost probat. Ok, aici avem ușa de vizitare, baterie, manual și cheile, chei plus bornele pentru DC. Stecherile pentru conectare pe mod automat. Să vedem dacă are ulei. E udă jojă, dar nu are nimic. Oricum nu am ulei și nu am nici motorină să-l pornesc chiar acum. Așa că asta va fi doar un unboxing. Să vedem mai bine ce spule avem aici. Deci așa cum am zis, cablu, șurubeniță cu două capete și două chei, 12-14, 19-17, plus această cheie minunată, care apropo are chiar și bucățile astea de la perforat. Câteva informații despre generator: marca, modelul, tensiunea, curentul nominal, adică 4,2 kW, maxim 5 kW, motor 10 cai putere, 3600 de ture, din câte știu funcționează la 3000 de ture, dar 3600 este maxim. Modelul motorului UD186, capacitate cilindrică 118 cm cubi. Curent nominal 18,3 A, masă 158 de kg. Evident,
mă de închină la prețul ăsta ce-am mai vrea. Cam ăsta a fost unboxing-ul generatorului Stager 5500S plus ATS diesel de 5 kW. Până data viitoare nu uitați să vă abonați. Următorul clip va fi despre punerea în funcțiune. Vă salut, la revedere!